este cea mai mare dezvoltare a infrastructurii de transport rutier din istoria României pentru această zonă. Avem acest obiectiv în implementare, 500 de milioane de euro valoarea lui. Avem în licitație, proiectare și execuție, cele două obiective, varianta de ocolire Galați și drumul expres Brăila Galați, împreună cu valoare de aproximativ 300 de milioane de euro. Și așa cum puteți să observați aici, avem conexiunile cu acest obiectiv și cu această, cu principalele centre de dezvoltare din această zonă, pentru că acest pod, fără conexiunea cu drumul expres, cu Tulcea, cu Galațiu, cu Constanța mai departe, nu este valorificat la nivelul investiției pe care noi o facem aici. Așadar, în cele 5 luni din acest an, guvernul Orban a semnat contractele pentru proiectare și execuție pentru următoarele obiective. Drumul expres Brăila-Tulcea, 75 de kilometri, pe data de 21 mai a semnat contractul pentru realizare SP, întocmire proiect tehnic de execuție. Exact, 75 de kilometri, după finalizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, vom scoate la licitație execuția. De asemenea, drumul expres Buzău-Brăila, 98 de kilometri, în 21 februarie am semnat contractul pentru realizare SF, întocmire proiect tehnic de execuție. În drumul expres Focșani-Brăila-Galați, unde intră și varianta ocolitoare Galați, și drumul expres Brăila-Galați, care sunt în evaluare proiectele de proiectare și obiectivul de proiectare și execuție, intră și secțiunea Focșani-Brăila, sunt 76 de kilometri.